Cu toate că președintele Dinu Gheorghe a declarat recent că Astra nu va face achiziții spectaculoase în această iarnă, giurgiuvenii sunt aproape să transfere un internațional cipriot. Georgios Efrem, 24 de ani, capitanul omoniei Nicosia, era văzut ca marea speranță a fotbalului cipriot. La 15 ani semna cu Arsenal Londra, însă nu a reușit să facă pasul la echipa marea tunarilor. Acesta nu s-a acomodat nici la următoarea echipă, Glasgow Rangers, fiind un brutal la fece Dandy, după care s-a întors în Cipru la omonia Nicosia, formație cu care a câștigat titlul în 2010. Remarcat de ofici alii Giurgiu în preliminariile Ligii Europa, Efrem se află la final de contract cu Omonia și ar putea ajunge gratis la Astra. Efrem este coleg național a Ciprului cu Vincent Laban, postul său preferat fiind de extremă dreapta. Astra nu va face doar achiziții, ci se va și despărți de jucătorii care au evoluat mai puțin sau care nu vor să mai continue la Giurgiu. Supărat de faptul că nu mai prinde echipa, Ștefan Bărboianu a cerut rezilierea contractului, acesta despărțindu-se de Astra după 3 sezoane și 37 de jocuri în Liga 1. Bărboianu ar putea ajunge la CSU Craiova, echipa sprijinită de municipalitate líder en liga segunda serie a2